Salut! Practic am stat și m-am gândit foarte mult la The Extra Mile sau Going the Extra Mile, adică varianta completă în engleză a zicalei, și ce înseamnă pentru noi, românii. Și am ajuns la să faci un pas în plus față de ceea ce se cere. Și apoi am râs un pic pentru că m-am gândit la societatea în care trăim acum, care practic e the land of facem exact cât trebuie ca să pară că e ok și aia e. Și m-am gândit, da, în opinia mea, bifatul a ajuns marele sport al acestui secol. Cumva cred că o știm deja cu toții, pentru că întâlnim acest bifat, sub o formă sau alta, peste tot în viața de zi cu zi. Nu-mi place, nu vreau să perpetuez asta prin ce fac și cred că undeva pe parcurs mi-am dat seama cum să ies din cercul ăsta vicios. Ideea e că am aflat cândva că acest cuvânt curaj nu înseamnă să nu simți frică, ci înseamnă că în ciuda fricii pe care o simți, tu tot faci ceea ce trebuie să faci. Și chestia asta m-a făcut să mă simt bine. M-a descătușat cumva. M-am simțit normal, pentru că eu întotdeauna mi-am dorit să mă pun în mijlocul celor mai talentați și capabili oameni de oriunde. Păi mă, să văd de ce sunt în stare, dacă fac față, nu fac față. Pentru că îmi doream că atunci când mă uit la ce am trăit, la viața mea, să mă simt bine. Să simt că am făcut tot ce am putut eu să fac pentru mine. Evident că au existat perioade atunci când am crescut, când aveam senzația că ceea ce cred e greșit. Pe de o parte pentru că în opinia celor mai mulți oameni din preajma mea nu sunt realist și vreau prea mult. Pe de altă parte, și eu aveam gândul ăsta că, băi, în anumite situații și momente simt frică. Toată lumea spune că oamenii cu realizări în viață nu au frică de nimic, au curaj. Și atunci, imediat cum am înțeles de fapt ce înseamnă curajul ăsta, cum am spus mai înainte, m-am simțit liber pentru prima oară. Pentru că am înțeles că, băi, dacă vreau să fac ceva, orice aș face, oricâtă frică aș simți, dacă fac acel ceva și dau tot ce pot eu, și nu-mi iese, măcar am fost curajos. Și gândul ăsta mi-a plăcut foarte mult. Aveam senzația că n-am cum să pierd. Adică în cel mai rău caz eram curajos. Dacă îmi și ieșea, eram un curajos victorios. Tare! Ei, treaba asta mi-a dat puterea să cred despre mine că sunt cineva. Dar pentru mine, nu pentru alții. La început credeam că viața e despre a fi cineva pentru alții, dar am înțeles destul de repede că e pentru mine. Am realizat că atunci când îi impresionez pe alții, nu umplu golul ăla pe care îl simțeam. De fapt, misiunea era să mă impresionez pe mine, că eu trebuie să mă iubesc, eu trebuie să cred în forțele proprii, eu trebuie să mă plac cu adevărat, eu trebuie să știu despre mine că sunt cineva și că sunt capabil să fac ce îmi pune minte să fac. E, cum am dobândit curajul să mă iau în serios cu toate chestiile astea, încet, încet s-a întâmplat ceva interesant. A încetat să-mi mai pese de ce cred alții despre mine. Boală grea, scap greu de asta, pentru că oamenii în general, dar mai ales la noi, din cauza comunismului și a regulilor sale nescrise, au trăit și mulți încă mai trăiesc pentru aparențe și pentru ce cred alții despre ei. Asta a fost și problema mea în viața matură, pe care trebuie să-mi rezolv, să trăiesc pentru mine. Și atât. Și am reușit. Dar mi-a luat mult timp, pentru că nu te învață nimeni, nu ți se explică în partea asta a lumii. Și atunci, parcursul ăsta a fost destul de ciudat. Societatea în care am trăit eu era România anilor 90, în care am crescut. Mai exact, Moldova anilor 90, în Galați. Și societatea asta era plină de, noi suntem mici, noi nu avem putere, ăia mari trebuie să ne dea. Ciocul mic, joc de glezne, opinia ta nu contează, tu nu însemni nimic, etc. Drept rezultat ale acestor mantre repetate tot timpul de lume, eram înconjurat de o grămadă de oameni care își petreceau majoritatea timpului încercând să pară ceva ce nu sunt. Tocmai ca să ascundă rușinea că ei știu undeva în adâncul lor că de fapt nu sunt ce ar fi vrut să fie sau ce ar fi putut să fie. Ba pentru că au fost comozi, leneși, ba pentru că au fost fricoși în momente cheie, ba pentru că s-au luat după unul și după altul și apoi și-au luat în râs viața și tot așa. Deci normalul cu care creșteam eu însemna oameni amari, triști, agresivi, negativiști, încordați, care își doreau să arate lumii cu orice ocazie cine sunt ei.
și care abia așteptau să fie provocați ca să aibă oportunitatea de a răbufni și de a se răzbuna sau de a face prostii și găinării ca să iasă în evidență măcar pentru o zi în cartier. Pe scurt, eram înconjurat de regret și neîmplinire. E, mentalitatea asta de acolo cred că a generat următoarea chestie. În cultura noastră, să faci ceea ce îți place e moft. Să trăiești din ceea ce îți place e deja mit. E aproape un subiect tabu. Adică sunt o grămadă de oameni care și în ziua de astăzi încă mai cred că este vorba doar despre noroc și atât. Până și în ziua de azi, în anumite discuții, în circunstanțe, aud chestii de genul: păi da, mă, Cosmine, dar tu ai noroc pentru că faci ce îți place. Și oamenii se uită la mine și mă văd fericit cu viața mea acum, mă văd confortabil în propria piele acum și au senzația că așa am fost dintotdeauna. Adică au senzația că am câștigat la un fel de loterie a spiritului uman și s-a pogorât ceva mistic deasupra mea, așa, a suflat și jap, am apărut eu. Fericit dintotdeauna, echilibrat, disciplinat, am știut din prima ce să fac cu viața mea, care-i drumul și mă rog, tot ce mai văd ei în mine. Nimic mai fals, de altfel. E interesant să văd cum oamenii iau ceva ce văd în mine și le atribuie faptului că mi s-a dat sau că am avut dintotdeauna. E amuzant. 9 din 10 oameni cu care port discuții legate de chestiile astea nu se gândesc că acolo s-ar putea să fie vorba de multă muncă, cu mine însumi, cu alții, cu viața și tot așa. Și de fapt, aia e, că tot ce sunt eu astăzi, am descoperit dincolo de the extra mile. Adică orice realizare am avut eu în viață, mi s-a așternut în fața abia după ce am făcut măcar un pas în plus față de cât se cerea. Și am făcut pașii ăștia și chestiile astea, pentru că am trăit cum v-am spus și am înțeles că deziluzia e mare. E un efort imens pe care îl depunem în a ne păcăli. Doamne, cât muncim ca să nu muncim. E fenomenal. E incredibil cât efort este depus în menținerea unei zone de confort. E, eu, marea mea epifanie a fost că mi-am zis într-o zi, băi, dacă iau efortul ăsta pe care îl depunem în a menține aparențe și îl depun în a fi cu adevărat ce vreau să fiu, că tot e multă muncă, numai că s-ar putea să am și un rezultat și să-mi și placă. Înhămându-mă la efortul ăsta constant, pe parcurs am înțeles până la urmă și ce înseamnă acel psihic puternic. Practic trebuie să înțelegi că n-ai de ce să te vaiți, să te plângi, și n-ai de ce să fugi de momentele grele. Nu ai cum să scapi de greul și necunoscutul vieții. Că n-ai cum. Cu astea două, le iei în brațe din timp și mergi cu ele. Că nu există tăiat colțuri, rețete, nimic. Altfel, rămâi paralizat de frică între tu ar fi trebuit să și nu mă bag că s-ar putea să. Și na, trece viața pe lângă tine. Acum, evident că toate chestiile astea care sună așa la filozofii de viață, eu l-am înțeles în timp, pe măsură ce viața îmi dădea diverse lovituri care mai de care mai puternice și am trăit tot felul de dezamăgiri, trădări, eșecuri, situații proaste, violente, ciudate, în care intram fără să-mi dau seama și tot așa. Situațiile astea mi-au dat experiența. Pentru că asta era și am avut o grămadă de timp să greșesc, pentru că m-am angajat pentru prima oară la 14 ani. Aveam o situație complicată de trai, eram doar eu cu maică-mea într-un apartament, nimeni altcineva, m-am dus la cărat marfă. După aia m-am dus la băgat pliante în poștă, după aia, prin a doua jumătate a liceului, am ajuns pe șantier, după aia a venit o perioadă când aveam două joburi într-un fel, în sensul că două sau chiar trei nopți pe săptămână mă duceam barman la dublaj în diverse cluburi care aveau nevoie. Și în rest aveam un job zilnic la o firmă de producție publicitară unde făceam reclame indoor, outdoor, îmbrăcam taxiuri în colan galben, reclame luminoase prin oraș, tot felul de chestii astea. Am ajuns și la firmă de pază și intervenție, tot ca ciubuc job 2, că se plăteau bine intervențiile. După care am ajuns trezorier pe 4 județe, sau cum e titulatura oficială, casier tezaur pe 4 județe, Galați, Brăila, Vrancea și Buzău. Aici munceam doar noaptea. Asta deja era o poziție importantă. Eram cineva. Pentru alții. Pentru mine nu era ce trebuie, nu se umplea golul ăla. Eram într-un punct al vieții când înțelegeam că aș vrea să fac altceva, știam ce aș vrea să fac, simțeam și că s-ar putea să fiu capabil, numai că simțeam și că sunt
departe, pentru că trăiesc altfel de viață, și s-ar putea să rămân cu știutul ăla pentru că nu o să am ocazia reală de a-mi demonstra cu adevărat dacă pot sau nu. Îmi vedeam foarte clar viitorul și mă deranja extrem de tare că îl văd așa clar. Și nici nu-mi plăcea ce văd. Și am stat mult cu gândul ăsta. Într-o zi, eram liber toată ziua, deja eram singur pe pământ românesc, eram în casă și m-am gândit toată ziua aia la cum o să fiu eu peste 10 ani sau 20. Dar m-am gândit serios, adică sincer, pe bune, mi-am imaginat concret, așa, cât de clar pot eu, cum o să fiu. Și m-am întristat tare, adică m-am gândit, bă, ce mai fac de aici? Primar, Galați, Consiliu, nu știu, adică eram trezorier. Și aș nu se poate așa. Dacă nu iau tot ce am învățat și tot ce am înțeles până în punctul ăsta, să folosesc și nu încetez să fug de ce trebuie să fiu, probabil că voi fi cel mai mare prost pe care l-am văzut în viața asta vreodată. Așa că mi-am dat demisia. A urmat o perioadă în care m-am aruncat cu capul așa în tot felul de lucruri, cât mai multe, ca să schimb macazul la 180. M-am aruncat pe scenă într-un proiect muzical fără să am niciun fel de experiență. Am dormit pe acoperișul unui bloc ca să ajung la timp la primul meu film de lungmetraj la care am participat. Am dat bacul la 24 de ani. Am dat admiterea la un ATC la 25. M-am dus la campionatul național de slam poetry fără să știu ce e ăla. Și nimic despre el. M-am dus la campionatul mondial fără să înțeleg ce mi se întâmplă. M-am dus în primul proiect de teatru la Teatrul Național București fără să înțeleg ce înseamnă să joci pe prima scenă a țării, fără să am habar de cum e să intri într-o distribuție plină cu actori mari, consacrați și experimentați și fără să știu cum să gestionez provocările care o să apară acolo. Și tot felul de chestii de-astea, una după alta, una după alta, una după alta, la foc continuu. Pentru că îmi doream să recuperez anii pe care i-am pierdut trăind viața al cuiva. Așa îmi spuneam atunci despre partea a vieții mele, nu am trăit viața al cuiva. Acum, sună romantic așa tot ce am enumerat, da, suntem la TED, deci povești de succes, nu știu ce, dar a fost greu, că nu există o scurtătură, nu. A fost greu și a fost și frumos, foarte frumos. Și acum mai e greu uneori, la fel de frumos, poate chiar mai frumos, pentru că acum înțeleg că greul face parte din drum, iar de extra mile este pasul obligatoriu pe care trebuie să-l fac în orice aș face, pentru că asta îmi dă experiența să merg până la capăt de fiecare dată. În opinia mea, experiența generată de The Extra Mile, de acest pas în plus, este genul de experiență pe care un om comod nu o să o cunoască niciodată. Asta e misterul necunoscutului pentru omul comod. Asta e chestia care îl face să spună, ce are ăsta, mă, de ce face chestia asta? În încheiere, aș vrea să vă spun un ultim lucru. Când am început să fac toate astea, îmi doream faima. Voiam să fiu faimos. Undeva pe parcurs, am înțeles că e doar un miraj, și faima, în cel mai bun caz, ar trebui să fie un rezultat. Rezultatul faptului că ești cu adevărat bun la ce faci. Niciodată n-ar trebui să fie scop, pentru că dacă este scop, ești mereu tentat să iei decizii proaste și să tai colțuri ca să obții cât mai repede. Și nu merge așa în cariera asta artistică. Cred că, de fapt, e valabil pentru orice domeniu. Pentru că am înțeles că, de fapt, trebuie să fii longeviv. Faima vine și pleacă, sau succesul ăla. Dar trebuie să fii longeviv. Și ca să fii longeviv, trebuie să ai o reputație profesională bună. Ca să ai o reputație profesională bună, trebuie ca munca ta să fie de calitate. Ca munca ta să fie de calitate, trebuie ca tot ce faci să aibă substanță și adevăr. Iar astea nu sunt lucruri pe care le găsești alergând după ceva superficial, pardon, și de suprafață, ca faima. Că nu e. De altfel am și observat, mulți oameni dintre cei faimoși muncesc la a rămâne faimoși. Adică nu o fac de plăcere sau pentru performanță sau pentru a depăși limite sau a duce chestii mai departe. Și de altfel, cum vin, așa pleacă. Cum apar, așa dispar și sunt blazați, plictisiți și nu le place nimic. Oare de ce? Vedem oameni de ăștia în toate domeniile. Eu am o teoremă care spune așa, că ei sunt de fapt aia care pun bețe în roate, celor care chiar și-au găsit chemarea și vor să o urmeze cu relaxare și bucurie. Pentru că ei sunt aia grăbiți, urâcioși, dismissive, non-responsive, pentru că nu vor să go the extra mile. Nu vor să facă un pas în plus față de ceea ce crede că li se cere. Au o linie aici frumos și își folosesc tot arsenalul în a-și păstra zona asta de confort. Eu
Nu mi-aș dori niciodată să fiu un astfel de om. Cred că până acum e și destul de bine. Mă numesc Cosmin Dominte. Din când în când mi se mai spune Jazz 8. Sunt actor profesionist de teatru și film, cu peste 40 de piese de teatru, filme seriale, filme de lungmetraj, autohtone, internaționale, chiar și câteva Hollywood. Sunt muzician, rapper, cu albume scoase, concerte la activ, single-uri, videoclipuri, dintre care unele încă se mai difuzează pe anumite posturi TV și radio. Sunt campion național slam poetry și top 10 în lume după campionatul mondial din Paris 2013. Și iubesc să go the extra mile, a.k.a. să fac măcar un pas în plus față de cât se cere. Mulțumesc!